Un cetățean german de 62 de ani suspectat de comiterea unei scrocherii în proporții deosebit de mari pe teritoriul țării noastre a fost localizat și reținut după trei ani de căutare. Poliția a fost sesizată asupra cazului de către victimă, precum că ar fi devenit prada unui escroc de origine străină. În acest context, încă în anul 2019, individul fusese dat în căutare pe Interpol. După trei ani de căutări, suspectul a fost prins în Polonia, iar apoi extradat pe calea aeriană în Republica Moldova. La aterizarea avionului pe aeroportul din Chișinău, cetățeanul german a fost predat polițiștilor locali. Bărbatul a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile în izolatorul de detenție provizorie. Măsura de pedapsă dar și toate circumstanțele urmează a fi stabilite în continuare.